Ziua Independenței și cea de-a 20-a aniversare de la încheierea evenimentelor militare de pe Nistru, șoldăneștenii le-au trecut cu vederea. La 27 august, în tot orașul, doar vreo câteva instituții au arborat drapierul țării. Și la monumentul eroilor căzuți în lupta pentru integritatea Republicii, oamenii din partea locului nu s-au grăbit să vină. Așa cum administrația orașului a lipsit de la eveniment, pentru a felicita cetățenii cu prilejul importantelor sărbători naționale, cuvânt președintului raionului i-a fost oferit de către comisarul de poliție. Sărbătoarea națională se sărbătorește pe tot teritoriul Moldovei și cu de bună dreptate, deoarece suntem 21 de ani de când ne favorim noi țara așa cum vrem să o facem. E clar că este încă mult de lucru, deoarece nu toți primește schimbările astea de puteri câteodată n-a dus la bine, însă noi totuși să putem că această zi trebuie marcată cu mândrie, pentru că merităm pe deplin să fim o țară independentă, dar nu sub influența cuilor. Cu atât mai mult că în acești ani se duce un lucru mare în privința aderării la Uniunea Europeană și eu cred că Moldova merită ca să nimerească în această comunitate europeană, deoarece poporul nostru intem pentru a trăi o viață mai bună. E clar că nu trebuie să uităm de conflictul armat din 92, care a avut loc pe Nistru. Vă știți că acest conflict armat care a avut loc a fost cu gândul ca Rusia totuși să aibă o influență asupra poporului nostru. Oamenii n-au fost vinovați, cei care și-au dat viața pentru această independență. Noi trebuie să-i numim azi, să-i cinstim, să-i spunem că au fost adevărați eroi și cei care s-au întors invaliți din acest conflict militar, însă noi memorăm în cinstea celor care și-au dat viața pentru această independență de Rogozinski, să-i numesc ca să nu scoate nimic, de domnul Ursu, Ion Costavilă, Rogozinski, Șefârță, Bunescu, toți fiind și Rusu. Într-adevăr, oamenii n-au fost înăgați, însă familia au rămas fără susținere, și noi trebuie să ne amintim din memoria acestor bravi băieți care și-au dat viața pentru independența Republicii Moldova. Cu prelejul Zilei Independenței, în cadrul adunării festive, comisarul de poliție Anatol Lisnic a înmânat diplome de onoare unui grup de polițiști care s-au evidențiat în serviciu. Poliția criminală se vede cu activat mai bine a două persoane din servicii de acum. Felicitări! Se deționează oponentul poliției Paierele Boris. Dumnealui nu-i de mult venit la noi în colectiv, dar sunt într-adevăr activitatea dumnealui și mulțumesc la sector acolo și locuitorii și domnul primar. Așa să ții, înseamnă felicitări. Noi te luăm în seamă, cum se spune, apreciem. Deci e ce sunt activitate. Mulțumim! Solicitați de redacție, angajații secției cultură au spus că de organizarea diverse manifestații consacrate sărbătorilor naționale este responsabilă administrația publică locală. Încercările noastre de a afla opinia celor vizați nu s-a soldat cu succes. Nimeni nu a răspuns la apelele telefonice.